Nu cred că trebuie să li se dea o vacă de om ca în India ca să se vaccineze. Eu știu, poate o găină. Dar cel mai simplu ar fi cu bani gheață, domnule. Banii jos. Să se plătească, fie plătiți oamenii, nu știu, ca la donarea de sânge. Să se, mă rog, acolo nu se dau bani, se dau masă gratuită, zile libere. Așa, la țară, nu știu ce zile libere poți să le dai. Dar poți să le dai bani. Pur și simplu. Credeți să... că ar fi o variantă bună? Da, da. Da, domnule, omul să fie plătit. Să vină să vaccineze. Asta cred că ar funcționa în momentul de față. Deci nu să se introducă vaccinul plătit, ci dimpotrivă să fie recompensați oamenii cu o sumă, vedem, pentru a se vaccina. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.